Poliția, jandarmeria și armata pe străzi. Odată cu legiferarea Ordonanței Militare numărul 3, privind măsurile de prevenire a răspândirii COVID-19, cei care încă mai circulă pe străzile patriei pot observa cum la fiecare intrare în oraș sau pur și simplu pe străzile unde locuiesc, o patrulă formată din cadre ale poliției, jandarmeriei, precum și cadre militare. Nu trebuie să existe panică, atâta timp cât se respectă legea dată de autoritățile statului. Conform Ordonanței numărul 3, documentele pe care trebuie să le prezentați în momentul când o să fiți opriți în trafic sunt următoarele. Angajații trebuie să prezinte legitimația de serviciu sau adeverința de la angajator. Liber profesioniștii și PFA-urile prezintă declarația pe proprie răspundere, care trebuie să cuprindă numele, data nașterii, motivul deplasării, data și semnătura. Declarația poate fi prezentată și prin intermediul telefonului sau tabletei. Shooting star.